fost forfotă mare astăzi în curtea casei Mihali Deapșa din Sighetul Marmației, unde se desfășoară tabăra de vară Vacanță în curtea casei. Sub îndrumarea și atenta supraveghere a reprezentanților Muzeului Maramureșean, zeci de copii au învățat să facă mozaic, au ascultat muzică și s-au distrat cu prietenii lor. Vedem că este multă zarvă și veselie în curtea casei Mihali Deapșa. Spuneți-ne ce activitate se desfășoară. Astăzi, a treia zi, din a doua serie, de fapt, de vacanță în curtea casei, avem mozaic. În prima zi am avut pictura pe pânză, în a doua zi am învățat să țesem. La războiul de țesut am făcut mici covorașe, iar astăzi suntem la mozaic. Spargem bucățele, avem niște imagini, să vedem ce culori folosim și la sfârșit sperăm să fie ceva foarte frumos. Ce alte activități ați mai avut? Păi am mai avut, cum am spus, în prima zi pictura pe pânză, după aia am țesut și am mai făcut și brățări, mozaic. Mâine vom face câteva elemente de arheologie, îi familiarizăm cu arheologia. Și practic vom descoperi comori, adică cioburile, am spart niște vase. Va fi o surpriză, ei vor descoperi cioburile și vor urma tot parcursul. Le vom spăla, le vom usca și la final o să încercăm să reîntregim vasele, să vedem ce vase găsim acolo. Iar în ultima zi avem fotografie cu telefonul mobil, dacă tot avem toată lumea telefoane, măcar să facem o fotografie frumoasă și cu telefonul mobil și vom fotografia clădiri vechi din Sighet, elemente decorative, de fapt, ale clădirilor și cu această ocazie vom descoperi o parte din orășelul nostru pe jos, vom merge și vom descoperi unele clădiri vechi. Vom descoperi orășelul până la urmă. Sperăm să le placă și prima serie, săptămâna trecută, prima serie de copii au fost foarte încântați, au descoperit, nici n-au știut că în orașul în care trăiesc sunt asemenea clădiri cu asemenea decorații și am avut surpriza să fim primiți în interiorul Bisericii Reformate. Au vizitat-o într-o liniște. Nu i-a venit să credem. Atât așa de cuminți au fost și de interesați și pătrunși așa de moment. Vedem că mulți copii au răspuns invitației dumneavoastră de a-și petrece vacanța în curtea casei. Cum primesc aceste activități? Noi am făcut seriile de câte 20 de copii, pentru că, e adevărat, grădina este mare, dar spațiul strict de lucru nu este foarte mare. Și să nu stea foarte înghesuiți, au de lucru diverse activități și atunci am optat pentru 20 de copii. Dar telefoanele au sunat într-una, cererile sunt foarte mari. E adevărat că grădina este frumoasă,
avem un spațiu răcoros. Noi lucrăm sub magnolie și mâncăm pe pătură sub nucul bătrân din grădina casei Mihali. Cererile sunt mari. Încercăm să-i primim oarecumva pe toți. Activitățile sunt privite cu mare entuziasm. Copiii sunt foarte creativi, foarte implicați. Le place. Va deveni această activitate o tradiție în Sighetul Marmației? Suntem la ediția 3-a, am făcut și în pandemie cu un număr redus de copii. Da, sperăm. Noi ne gândim. Am încercat în fiecare an să aducem activități noi, activități care să participe la educația lor, în mod deosebit dexterități. Până la urmă, ei socializează, ceea ce cred că este chiar foarte important în această lume super nebună. Le place. O să încercăm să aducem activități noi, pe cât posibil și... Da, noi dorim să o continuăm. Adică vrem, chiar vrem să continuăm. Uite contul. Uite, vezi? Contul. Pardon, este rău. Contul. Continuă contul. Când ai făcut contul, nu? Da. Excelent, bravo, bravo. Aici. Și acum faci asta de aici. Asta de aici faci. Nu, nu faci. Mai pune pe asta. Mai pune pe asta. Reprezentanții muzeului le-au propus copiilor diverse activități, precum pictură pe pânză, țesut, împletit, cusut, mozaic, introducere în arheologie și fotografie, iar cei mici au fost încântați să învețe lucruri noi. Cum ți s-au părut activitățile pe care le-ați făcut aici? Mie mi s-au părut foarte interesante activitățile care le-am făcut și pe care le vom face în continuare și mă bucur foarte mult că am venit în această tabără împreună cu prietena mea. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Pictura pe pânză. Zilele următoare ce o să mai faceți? Încă nu știu exact. O să îndemn și pe prietenii tăi să participe la astfel de activități? Cu siguranță. Ce ți-a plăcut cel mai mult în tabără? Mie în tabără mi-a plăcut cel mai mult când am țesut. Este prima dată când vii? Da, am mai fost și într-o tabără de caligrafie, dar prima tabără când fac activități de joculețe. Cum este să faci activități în curtea casei sau să stai, de exemplu, să te joci la calculator? Ce-ți place mai mult? Să fac activități în curtea casei și să stau jucând pe calculator, dar mai mult îmi place să fac activități. Activitatea de astăzi cum ți s-a părut? Când am văzut, mi s-a părut wow, că facem din gresie și felul de materiale. Pentru tine este prima dată când vii în tabără? Da. Și ce ți-a plăcut aici? Cum făceam astea. Activitatea de astăzi ți-a plăcut cel mai mult? Da. Și țesutul cum ți s-a părut? Foarte bine. Ai mai făcut până acum? Da. În zilele următoare ce ți-ai mai dori să faci aici în curtea casei? Să fac cu niște... Să mă joc cu prietenii mei. Sunt și prietenii tăi în tabără? Da. Tu cu cine ai venit în tabără? Cu Rareș. De ce ți-ai dori să vii în tabără aceasta în curtea casei? Ca să ne distrăm. Și este așa cum te-ai așteptat? Te-ai distrat? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Să pictăm. Să pictăm. Ce ai pictat? O casă cu o grădină pe munți. Ție cum ți se pare această tabără? Grozavă. Ce îți place cel mai mult aici? Totul. Ce activități ai făcut până acum? Păi, am făcut brățări, am pictat și multe altele. Activitatea de astăzi cum ți se pare? Grozavă.
Ai mai făcut până acum așa ceva? Ai mai spart gresie, pietre ca să poți să construiești după aia altceva? Nu. Cu cine ai venit în tabără? Ești cu prietenii tăi sau ești singur? Singur. O să le povestești și prietenilor tăi despre această tabără? Desigur. Tu ce ai învățat nou în această tabără? Păi să construiesc mai multe chestii, adică am învățat să împletesc și să fac mozaic. Ai mai fost undeva în vacanța de vară? Nu. Și cum ți se pare această tabără? Este vacanța ideală pentru tine? Da. Da, sincer, da. Ai alege oricând o vacanță în curtea casei decât una în casă, jucându-te la calculator, de exemplu? Da, sincer, da. Da. Ce te-ai mai dori să faci până la sfârșitul taberei? Păi, depinde. O activitate pe care tu ți-ai dori să o faci? Nu știu. Orice. Să fim toți și să ne jucăm, sincer. Pentru tine cum este această tabără? Foarte distractivă. Îmi place că am și niște prieteni aici, mi-am făcut foarte mulți prieteni. Și îmi place că facem lucruri care nu le fac acasă sau la școală. Ce activități ai făcut până acum? Păi am pictat pe pânză, am cusut, am făcut brățări și am făcut sau facem mozaic. Ți-ai dorit să faceți astfel de activități și la școală? Da, mi-ar plăcea foarte mult. O să mai continui aceste activități și acasă după ce se termină tabăra? Posibil că da. Ție cum ți se pare tabăra? Mi se pare frumoasă pentru că învăț multe chestii. Ce ai învățat de când ai venit în tabără? Am învățat să desenez mai bine, să pictez pe pânză și să fac mozaicul. Care dintre aceste activități vrei să le continui și după terminarea taberei? Pictatul pe pânză și desenatul. Ai descoperit o nouă pasiune în această vacanță? Da, pictatul. Ție ce ți s-a părut cel mai amuzant în această tabără? Pictura pe pânză. Ai mai pictat pe pânză până acum? Nu. Și ce ai pictat în tabără? Am pictat portrete, un peisaj și cam atâta. Ai învățat lucruri noi despre cum trebuie să combini culorile sau tactica de a picta pe pânză? Da. Am învățat să desenez mai bine. Și alte activități care ți-au plăcut? Mozaicul. Ai mai făcut până acum mozaic? Nu. Tu de ce ai ales să vii în această tabără? Pentru că mama s-a uitat și a zis că sunt niște activități foarte frumoase și le-am încercat și văd că sunt chiar foarte frumoase. Este prima dată când vii într-o astfel de tabără? Da, n-am mai fost niciodată. Cum ți s-a părut? Mi s-a părut foarte frumos pentru că am venit și cu fratele meu și cu o verișoară și ne-am făcut prieteni noi. Dintre activitățile pe care le-ați făcut, ce ți-a plăcut cel mai mult? Păi, mi-a plăcut cel mai mult pictatul pe pânză. O să mai vii și anul viitor? Da, dacă se face. Ție ce îți place în tabără? Mozaicul. Și în celelalte zile ce ai mai făcut? Am pictat pe pânză, am făcut brățări. Și care a fost cea mai frumoasă activitate pe care ai făcut-o cu prietenii tăi până acum? Pictatul pe pânză. Ai mai pictat pe pânză până acum sau este pentru prima dată? Pentru prima dată. O să mai încerci și acasă? Da. Ție ce îți place în tabără? Să pictez pe pânză. Înțeleg că asta a fost cea mai frumoasă activitate pe care ați făcut-o. Ce ai pictat ieri? Am pictat o bisericuță. Și activitatea de astăzi cum ți se pare? Frumoasă. Fotografia? O aștepți să mergeți prin oraș, să faceți fotografii? Da. O să mai vii și în anii următori, dacă o să se organizeze? Da. Prima dată în tabără? Da. Și cum ți se pare? Frumoasă. Ce ați făcut săptămâna aceasta? Am pictat pe pânză, mozaic și brățări. Și ce ți-a plăcut cel mai mult? Să fac brățări. Tu ce culori ai combinat pentru brățară? Negru, gri și roz. Și ce ai făcut cu brățara? Ai dus-o acasă? Da. O să înveți și pe prietenii tăi să facă? Da. Ce mai vrea să faceți în tabără? Nu știu. Ce se pune? Orice, doar să te distrezi cu prietenii tăi. Da. Prin această tabără de vară, Muzeul Maramureșan din Sighetul Marmației le oferă copiilor un loc în aer liber în care, timp de mai multe zile, să învețe ceva nou, dar să se și distreze. Participanții fac diverse activități în curtea casei, mănâncă în grădină și chiar își serbează ziua de naștere.
Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Andrei să trăiască, Andrei să trăiască, la activitățile cu copii vor continua toată săptămâna.